homes.ro, site-ul unde poți să găsești tot ce ai nevoie dacă vrei să te muți, dacă vrei să cumperi, dacă vrei să închiriezi, dacă vrei să vinzi, dacă ai vreun spațiu comercial pe care vrei să-l dai în folosință sau un hotel pe care nu vrei să-l mai administrezi, îl pui aici pe site-ul ăsta la închiriat. În plus ai maratonul chiriilor, care se întâmplă până la 31 octombrie, unde tu îți cauți de chirie, iar Homes îți plătește primele două luni în limita a 5.000 de lei. Mai multe detalii găsești online, cu siguranță. Știți că joia mai avem câte un live. În afara faptului că eu vă prezint proprietatea, mergem direct la ea. De fapt, Adina se duce acolo. Aflăm despre un ansamblu de 10 blocuri care găzduiește 650 de apartamente. Hai să aflăm unde sunt, cât costă și când poți să te muți. Neața, Adina! Neața Florin, neața tuturor, suntem la o aruncătură de băți de capitală, chiar în Pipera, unde dacă tac din gură să știți că se aude musca, și acest ansamblu rezidențial chiar și-a branduit imaginea ca fiind într-un cartier foarte liniștit al Piperei. Alături de mine Sandu Stănculescu, care este consultant imobiliar și ne spune puțin despre această zonă și despre proiect, desigur. Neața. Neața, bine ați venit în cea mai dezvoltată zonă din limitrofă dintre nordul capitalei și Pipera, într-o zonă foarte dinamică din punct de vedere al construcției, unde avem unul din cele mai mari proiecte imobiliare pe care le desfășurăm aici, cu peste 600 de apartamente, 10 blocuri, în proximitatea lacului Pipera. Am zis că se aude musca și, într-adevăr, este liniște, dar se mai aud din când în când și uneltele. Se construiește în continuare, suntem în curs de finalizare cu acest proiect. Exact, suntem în curs de finalizare, urmează cât de curând să semnăm primele contracte de vânzare-cumpărare cu viitorii proprietari. Proprietari care pot spune că au căutat o zonă liniștită în proximitatea lacului, în proximitatea locurilor de muncă, unde aici avem, exact așa cum am spus, 10 blocuri cu un nivel de înălțime de parter și 5 etaje, cu fațadă ventilată, cu izolate cu vată minerală bazaltică, suprafețe vitrate interioare foarte mari. Toate apartamentele sunt open space, astfel încât să vină în întâmpinarea clientului toate facilitățile unui apartament și să se bucure fiecare client de el. Suntem în living și se vede că este un living deschis, comunică cu bucătăria, poate cei care vor să lucreze acasă și mulți din corporații, pentru că se lucrează intens în corporații în Pipera, vor dori să stea acasă să lucreze chiar lângă masa de bucătărie, de ce nu? Însă și foarte aproape de dormitor. Aici avem unul dintre dormitoare. Câte sunt în total? Aici este un apartament de 3 camere, unde avem dormitor, living, 2 dormitoare, un dressing foarte generos, având o suprafață totală a apartamentului de 89 de metri pătrați. Deci poate fi și pentru un cuplu tânăr, dar și pentru o familie cu copil, nu? Exact. Chiar și două familii se potrivesc foarte bine în acest apartament. Toate apartamentele din cadrul proiectului nostru sunt dotate cu pompe de căldură, care asigură pompe de căldură individuale pe apartament, care asigură încălzirea în pardoseală, încălzirea prin ventiloconvector, răcirea prin ventiloconvector, apa caldă menajeră, astfel încât are și un consum foarte redus de energie și o facilitate de ultimă generație. Și într-adevăr ținem și cu mediul, pentru că am renunțat la cele centrale de apartament care sunt foarte toxice și care în curând o să fie și interzise în ansamblurile de locuințe. Arată colegul meu baia și într-adevăr avem un cadru deosebit acolo. Vorbim și de finisaje premium. Finisaje premium, toate apartamentele sunt dotate cu ceramică de import, ceramică Italia, și mobilierul și bateriile sunt de asemenea din Italia. Se pune foarte mare preț, într-adevăr, și pe finisaje, punem preț și pe spațiu, și pe amplasare, dar și pe locul de parcare. Da, toate acest proiect are în dotare locuri de parcare în exterior, cât și la subteran. Și un preț de pornire? Un preț de pornire pentru apartamentul de 3 camere, 149.900. Cu siguranță mulți își fac acum calculele dacă se vor încadra pentru un astfel de apartament. Îi așteptăm la vizionare. Cu siguranță vor afla singur dacă merită sau nu. 3 camere, 2 dormitoare, 2 băi, una cu cadă, una cu cabină de duș, exact. Și desigur și un dressing generos. Un dressing vedem generos. Format din două corpuri aflat chiar aici pe hol. Ușile interioare sunt uși premium Grecia. Mulțumim tare mult, Sandu Stănculescu. Într-adevăr, Pipera este o zonă dorită de foarte mulți dintre cei care lucrează în corporații și nu numai, pentru că este o zonă liniștită, chiar aproape de lacul Pipera. Cam atât de aici, dragilor.
aproape de noi. 149.000 plus TV, asta înseamnă 170. Însă aici apartamente de la două camere, care pleacă de la 116.400 de euro. Găsești acolo tot ce ai nevoie, doar dacă vrei, suni, pac, și ceri o informație. Mai fă-ți și actualizare pentru aplicație. Eu tocmai mi-am făcut-o, că mi-a cerut update, ca să-mi zică dacă se schimbă ceva la anunțurile pe care le-am pus la favorite. Duminică mai aflăm despre câteva proprietăți, că poate până duminică ți intră moștenirea aia mare sau câștigi la loto. Până atunci, baftă la vânzare sau la cumpărare.